Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi doresc să discutăm despre top 5 greșeli cele mai frecvent întâlnite în tăierea pomilor fructiferi, în special la specia semințoaselor, la măr și la păr, dacă aș putea spune. Top 5 greșeli de care trebuie să țineți cont și pe care ar trebui să le evitați. Și haideți să începem cu cea mai frecvent întâlnită dintre ele și totodată cea mai importantă. Tendința tuturor de a degarnisi ramurile de schelet și de semischelet din coronamentul pomului, astfel încât de la locul de îmbinare al unei ramuri de semischelet cu ramura de schelet, ea va fi degarnisită, adică vor fi eliminate toate aceste formațiuni, rămânând ca singurele ramuri vegetative sau de rod să fie undeva în partea superioară a acestora. După cum vedeți, acesta nu este un pom pe care l-am toaletat. Haideți să luăm câteva exemple și după cum vedeți, la mine întotdeauna nu există această tendință. Deși am observat-o prin foarte multe părți și prin foarte multe locuri. Observați, deci toate elementele de schelet și de semischelet au și alte formațiuni pe ele. Nu păstrăm doar în partea terminală a ramurilor. Haideți să mai luăm un exemplu. Uitați aici, la fel, uitați câte formațiuni, de rod în special, am pe toată structura ramurilor de schelet și de semischelet. Vedeți, încă din partea de jos, toate aceste ramuri prezintă formațiuni pe ele. Majoritatea tind ca să le elimine pe acesta, lucru foarte important pe care nu trebuie să-l faceți sub nicio formă. El trebuie să fie echilibrat și să aibă elemente structurale pe toată suprafața coronamentului. Cea de-a doua greșeală, la fel de importantă, este scurtarea elementelor din coronament. Și anume, anuielușelor, azmicelelor, a ramurilor de rod în devenire sau a celor propriu-zise. După cum observați, în acest caz, spre exemplu, o scurtare a acestei ramuri, cum este tendința să se facă, ar însemna eliminarea mugurilor de rod, pentru că semințoasele, în general, fructifică doar în partea terminală. Deci, nu scurtăm. Uitați, dacă aici am executat o scurtare la această nuielușă, noi nu am face nimic altceva decât să scurtăm mugurele de rod. Astfel, noi nu vom mai avea rod pe toată suprafața ei și astfel, noi prin aceste scurtări eliminăm pur și simplu rodul din coronament. O altă greșeală des întâlnită în tăierea pomilor fructiferi. Uitați, ar veni și ar scurta cu o treime de aici, dar nu face nimic altceva decât să elimine rodul. Și de-aia este foarte important ca scurtările să fie făcute doar la ramurile vegetative din care veți genera creșteri noi de schelet sau de semischelet. Cea de-a treia și foarte importantă de asemenea, tendința de a duce coronamentul cât mai sus, adică de a conduce pomul pe verticală. Iarăși nu este un lucru bun, este o greșeală frecvent întâlnită. Important la specia semințoaselor este ca dumneavoastră să luați puterea de creștere pe verticală a pomului și să o transferați în creșteri orizontale. De ce acest lucru? Pentru că specia semințoaselor fructifică în general doar pe ramuri orizontale, pe ramuri cu unghiuri mici. Exact cum vedeți și în această parte, eu am condus pomii pe orizontal. Da? Foarte mulți conduc pomii către verticală, lucru total neindicat și o greșeală foarte mare în tăierea pomilor fructiferi. O altă greșeală foarte importantă este felul în care facem secțiunile în pomii fructiferi. La specia semințoase am observat tendința ca tăierile să fie făcute în cep, exact cum aș face eu aici. Adică nu va fi tăiată exact la locul de îmbinare al creșterii cu ramura principală, în special la 2-3 mm de locul acela de îmbinare. Aceasta fiind o tăiere corectă. De ce acest lucru? În momentul în care noi facem tăieri în cep, semințoasele vor avea o putere foarte mare de creștere. Răspunsul pomului va fi unul agresiv și pomul dumneavoastră se va îndesa în partea de sus. Deci ați putea vedea în multe zone, multe trenduri, tăieri de acest gen cum aș face eu aici. Da? Deci nu faceți acest tip de tăieri, nu tăiați în cep. Și iată, ajungem și la cea de-a cincea greșeală frecvent întâlnită.
mulți dintre cei care tăie pomii fructiferi au tendința de a umbla la bursele și la vetrele de rod, cum este aceasta de aici. Vine, ori o scurtează, ori dacă nu, umblă la ea. Mai luăm un exemplu clar. Și mergem în alt pom pentru a vă arăta mai bine, pentru că are o densitate mai mare de vetre de rod și de burse de rod. Mulți au tendința de a umbla la acestea. Observați aceste formațiuni, ei vor veni, le vor scurta și le vor tăia. Tot ce provine dintr-o bursă de rod, exact cum se vede și aici, este ramură de rod în devenire. Dumneavoastră nu o eliminați, nu o scurtați, nu umblați la ea. Eventual puteți umbla doar la bursele de rod mai vechi de 4-5 ani de zile pentru a le întineri și după anumite criterii, așa cum ați observat în alte materiale de ale mele. Tendința generală a tuturor este ca să vină și să scurteze aceste ramuri de rod, viitoare ramuri de rod în devenire, care sunt generate de pom. Sunteți de acord cu mine? Din punctul meu de vedere, acestea sunt cele mai importante 5 greșeli pe care le întâlnim la tot pasul atunci când tăiem pomii fructiferi. Eram întâmplător la un prieten, beam o cafea, a venit cineva să-i taie pomii și chiar l-am observat ce face. Mi-a fost oarecum rușine să intervin, dar, dragilor, dacă vine cineva la dumneavoastră să vă taie un pom și pretinde că știe să taie un pom, chiar dacă dumneavoastră nu ați făcut practică cu ceea ce v-am prezentat eu în toate materialele mele, puteți oricând să trageți de la răspundere sau să cereți explicațiile de rigoare celor care vin să vă ajute în tăierea pomilor și care vă mai cer și o grămadă de bani. Noi știm, munca trebuie plătită, dar munca trebuie să fie de calitate. Recapitulăm. Nu degarnisim coroana sub nicio formă, ramurile de schelet și ramurile de semischelet. Intervenim doar acolo unde este nevoie. Nu eliminăm mugurii terminali, mugurii miști. Dacă v-ați uitat la materialele mele, veți ști care sunt ramurile de rod propriu-zise și ramurile de rod în devenire și astfel dumneavoastră nu interveniți în scurtarea acestora. Nu tăiați la semințoase în cep, pentru că reacția pomului va fi una foarte puternică. Cu cât tăiați mai mulți, cu atât creșterile vor fi mai puternice. Tăiați în cep doar acolo unde doriți să generați creșteri noi pentru garnisirea coroanei sau pentru a forma alte ramuri de schelet sau de semischelet. Și mai ales, nu interveniți asupra burselor de rod sau asupra vetrelor de rod, indiferent de natura acestora, indiferent că dumneavoastră faceți scurtare, indiferent că vreți să eliminați. Interveniți doar în burse, în vetrele de rod mai vechi de 3-4 ani, doar acolo unde este nevoie și unde ne cere situația acest lucru. Dacă nu știți cum se face, o să vedeți în materialele mele anterioare cum se intervine în vetrele de rod. În speranța că aceste 5 greșeli v-au fost de folos și veți ține cont de ele, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!